oricum, chiar și când v-am regăsit la un nou filmuleț, am fost în Jumbo. Nu m-am cumpărat exagerat de multe, dar m-am gândit să vă arăt. Am mai făcut eu un filmuleț săptămâna trecută cu mai multe produse, dar nu mi-a plăcut cum a ieșit și am vrut să îl postez. Acum am fost să iau ceva interesant pentru copii, pentru că Ian a intrat la un fel de dietă, nu dietă, dar mânca sănătos și mai puțin să slăbească, pentru că s-a mușat foarte mult. Și am să vă arăt ce am luat și la sfârșit vă spun și cât am dat pe ele. Deci am luat aceste două, nu știu cum le zice, pentru masă, unde poți să pui farfuria și mi-a plăcut foarte mult tema, că este colegiul Fatimei. Cred foarte mult în chestia asta cu spiritualitate și așa, deci am luat două, una pentru Teo, una pentru Aian. Așa, și am luat soțul meu niște capse pentru capsator. Se vede? Ce vrei, Shadow? Haideți să vă arăt pe domnul Shadow, care nu lipsește din peisaj. Am mai luat ceva care mi-a plăcut mie foarte mult, nu intrat în după asta, bineînțeles. Această rochiță, nu e stilul meu rozul, dar îmi place că e așa de vară, foarte lejeră. 30 de lei am dat pe ea, dacă vreți să văd ce să luați. Era mărime universală, eu am vrut să fie un pic mai largă. E super, super frumoasă și așa, dintr-un material. Am mai luat acest subțel sau, nu știu cum să zic, costum de baie, cum ar fi. Îmi place foarte mult că e așa. Mai am un tot negru, simțit așa la spate. E posibil să fie un pic mare de mine, dar vedem. Tot 30 de lei am dat pe el. Aceste pahare, capac, dar nu-mi trebuie capacul. Le vreau pentru un DIY. Ce mai mi-a plăcut mie mult de tot sunt aceste pahare recipiente. Se vede bine? Da. Le-am luat pentru ce este și pe capac, pentru o văz cu lapte la frigider cu fructe. Îmi place că e așa interesant și pentru Teo și pentru Aian, că v-am zis că Aian s-a pus pe slăbit și parcă nu, cred că îi se pare mai interesant să mănânce din genul ăsta de... Aici. Deci e super interesant și se desface și capacul dacă vrei să pui cerealele aici, să nu stea umede. Deci e chiar interesant și nu știu cât am dat pe el, cred că 10 lei am dat. Deci super interesant, am luat două, unul pentru Teo, unul pentru Aian. Am mai luat două recipiente din acestea și două din acestea, tot pentru ei doi, nu avem așa micuțe, pentru... Asta îmi place că se deschide așa, e mai de calitate. Pui lingurița de unt de arahide aici și peliuțele de mere, pui capacul și le pui la frigider și când vreau o gustare în timpul zilei, își ia gustarea de la frigider, nu trebuie să o mai facă. Deci da, le-am luat pe astea două și astea două, asta lui Teodora și asta lui Aian, care sunt foarte simple, pe astea am dat 3 lei. Pare am dat 9 lei, parcă. Deci da, tot așa, pentru gustare la rapidă, gustare rapidă. Am mai luat aceste buflești de rupe, că nu mai aveam, am luat două rupeturi. O cărdea din asta pentru ușă, pentru muște și țânțari. Și aici piesa de rezistență, pentru ce ne dusesem la Jumbo, de fapt, pentru aceste bururi, pentru că Teodora când a zlăbit cu un bol, avea un bol mic cu inimioară și mânca numai în ăla și îi zisese doctora că ea are prediabet și Aian nu vrea să mănânce în acel bol, nu îi se pare interesant deloc, cred că din cauza că a fost al lui Teodora, nu știu. Și am luat aceste boluri, super frumoase, le-a ales soțul meu, nu știu dacă se vede inimioarele, se vede? Super frumoase, nu sunt nici mari rău, nu trebuie umplute. Am luat două identice și aici e unul la fel. Și ce mai mi-a plăcut foarte mult și am destule de astea, deci am foarte multe, dar n-am ca astea. Sunt aceste boluți micuțe pentru semințe, pentru sosuri. Este în formă de frunză, deci am luat două. Cred că 4 lei am dat pe unul. Este super, super, super frumos. Haideți să vă zic cât am dat pe ele. Pe toate nu am dat foarte mult. Haide să vă mai arăt ce mai am cumpărat aici. Deci, uitați-vă,
Nu-i poate pungile intră. Haideți să vă arăt cât am dat. Am dat 265, dar nu am dat pe astea 265 minus 100, pentru că i-am luat tatălui meu o umbrelă care a costat 1 milion vechi. Deci am dat mai puțin. Deci da, și Shadow, care e Shadow răspățatul. Deci da, cam atâta, nu sunt multe rău, dar e bine să arătăm și când luăm puține, nu? Nu luăm mereu numai de sume mari și totodată nici nu e bine să luăm de sume mari, că știți cum e, când intri în geabă, nu ești cu ce ți-ai propus, ești cu, și cu altceva. Dar vă mulțumesc mult pentru vizionare și ne revedem la următorul filmuleț. Vă pup!